Sărbătoarea domnilor și domnișoarelor, bună seara domnilor! Iată-ne în sfârșit foarte, foarte aproape de ceea ce am așteptat atâta timp. Începutul unei noi ediții de campionat în Divizia Națională. Poli se află în febra acestui început, la această oră se află în cantonament, aici în Timișoara, nu divulg locul, deși poate mulți dintre dumneavoastră știu. Noi am pregătit această emisiune din dorința de a vă introduce în atmosferă, de a vă creiona această apropiere mult așteptată pentru dumneavoastră, în primul rând, cei care iubiți atât de mult fotbalul. Pentru a putea dialoga pe marginea acestui subiect atât de arzător, am invitat în studio astăzi pe următorii domni. Îi prezint în ordinea în care i-am așezat, bineînțeles, în dorința de a lăsa la urmă surpriza acestei emisiuni. Deci, Duchi Popovici, redactor șef al, n-am greșit, al săptămânalului Fotbal Vest, un ziar pe care cu toții îl citiți și cu siguranță îl devorați în fiecare marți. Alături un om care am considerat că merită să fie aici și este foarte bine că am reușit să îl răpesc din multitudinea de probleme cu care se confruntă, dar este omul care în ultimul timp s-a străduit să ajute atât cât a putut și de multe ori chiar mai mult Politehnica. Este domnul Richard Andres, patronul firmei Magnet, cel care în ultimul timp, așa cum spuneam, a făcut eforturi deosebite pentru a ajuta financiar această echipă care numai de bani mulți nu se poate plânge că îi umblă în visterie. Și, desigur, ultimul invitat al acestei emisiuni, un invitat pe care am reușit, datorită amabilității domnului Emeric Dembrovski, să-l răpesc din cantonament și să-i mulțumesc lui Ion Almășan pentru efortul pe care l-a făcut de a fi la această oră aici, deși în apropierea acestei partide inaugurale de mâine cu farul, Ion are nevoie de multă odihnă. Tuturor bun venit în studioul televiziunii analog și să plecăm la drum foarte repede pentru a da posibilitate ulterior și telespectatorilor să vi se adreseze. Și vă propun pentru început să creionăm din punctul dumneavoastră de vedere acest nou început, viitoarea ediție a campionatului Diviziei Naționale de Fotbal. Te încep eu. Te rog. Am crezut că în ordinea numele de pe tricou. Voi începe cu tine pentru ca să aibă timp eu să-și cristalizeze ideile. Primul rând vreau să spun că mi-e dor de fotbal și mă bucur că începe mâine. Sper să fie un început de bun augur cum a fost și anul trecut. Bineînțeles să nu mai avem căderea aia de după. Poli este pentru mine o echipă surprinzătoare și numai pentru mine, în sensul trecerii peste această perioadă de transferuri. Transferurile, știu eu, sunt șlagărul fotbalului de multe ori, nu? Un transfer bun poate să ducă lumea pe stadion, un transfer rău poate să o alunge. Poli a păstrat un status quo ca niciodată. Dacă citim în dreptul fiecare echipe de Divizia Națională o rubrică imaginară cu veniri și plecări, se umple destul spațiu. La Poli sunt două veniri și o plecare. A plecat Marcel Baban, sigur, un nume al lui Poli, un jucător de bază, golgetul echipei, și au venit, mă rog, ca în ultimii ani, doi anonimi, care, sigur, le dorim, care pot confirma acum. Sigur, așteptăm confirmarea lor, dar pe undeva Poli și-a păstrat omogenitatea lotului. Aici a câștigat. Deci cea mai omogenă echipă, să zic așa, care a pierdut cel mai puțin jucători, este Poli. Până la urmă, orice club la nivelul financiar al lui Poli trebuie să-și vândă. Trebuie să-și vândă jucători, că în definitiv este foarte greu să trăiești altfel. Neavând spectatori, neavând, eu știu, o putere financiară în spate, cum sunt Naționalul, Rapidul, Craiova sau alte cluburi. Poli poate câștiga prin această omogenitate. Eu zic că am stat azi chiar de vorbe cu câțiva jucători de la Poli și tot am socotit așa, am zis, păi în definitiv putem să punem în față Naționalul Craiova, Naționalul Rapidul, Steaua și cam atât. Cam atât. Trebuie să avem curajul să gândim așa. Și ar fi foarte bine ca acest spirit de victorie să se îndoctrineze la Poli. Ar fi benefic pentru fotbalul timișorean, pentru Poli în primul rând. Trebuie să avem încredere în noi. De ce spun asta? Poli a jucat acum la trofeul Poli 75.
A venit Uipeș Doja, ocupanta locului 3 din Ungaria, și cum să spun, n-a contat în fața lui Poli. A fost un 2-0 lejer, fără ca Poli să forțeze. Tot din campionatul Ungariei, la Cupa Samsung, a venit Vat Samsung, ocupanta locului 11 din campionatul maghiar. Și n-a putut să o bată nimeni în București. Nici Rapidul, nici Naționalul, care sunt echipe cu loturi mai bine cotate, incomparabil financiar mai puternice. Și atunci noi de ce să nu avem curajul ăsta? Acest curaj care ne-a lipsit, sau eu știu, încredere noi, de exemplu, în meciul cu Dinamo din retur. Când Dinamo a venit în iarnă la turneu, n-au contat, i-am bătut cu 2-0 din nou lejer. Când a venit acel meci pe care poate s-a făcut și o psihologie greșită și de către presă, l-am umflat prea tare, i-am dat o prea mare importanță, poate s-a greșit și aici, atunci am semiclacat. Deci eu zic că la Poli, în primul rând, trebuie încrederea în puterea echipei. Și aș adăuga, Poli are un atu, omogenitatea echipei. Este, da, deci pe asta pedalam și dacă ne gândim bine, din etapa 11-a, 12-a, nu știu, când s-a format acest cuplu, într-adevăr un cuplu care mulți și l-a dorit, Vlai cu Rotariu la mijloc. Dacă am tăiat clasamentul de până atunci, Poli ar fi prins cupele europene. Evident, a pierdut un singur punct în acel moment, acel nefericit egal, două puncte acasă, acel nefericit egal cu Dinamo. Da. Domnule Ricard Andres, în primul rând o întrebare scurtă și răspunsul probabil va fi scurt, pentru că pe urmă vom detalia. Vă place fotbalul? Mie place fotbalul foarte mult. Asta este și un motiv pentru care m-am implicat în, ca sponsor în acest domeniu și, bineînțeles, aș vrea să... cu Poli acum din etapa care începe să mergem înainte, deci să avem o perspectivă mai bună ca anul trecut, deci să nu intrăm în criza aia care a fost și deci noi suntem optimiști anul ăsta. Și să știți că nu v-am invitat întâmplător, știm toți că în Timișoara sunt foarte mulți oameni cu zecile, oameni potenți, oameni care au bani. Ei bine, din toți oamenii cu bani, singurul care s-a implicat foarte serios, și o spun cu toată sinceritatea și admirația pentru dumneavoastră, sunteți dumneavoastră. De ce totuși bani pentru Poli? De ce relații pentru Poli? Pentru că datorită acestor relații de dumneavoastră, cât de curând Poli va avea un echipament de invidiat. Pot să fac o paranteză aici? Da. Apropo de dragoste de fotbal, la domnul Andres, a întrebat. Nu trebuie să întreb, din moment ce este patronul firmei Magnet și girează, editează săptămâna Fotbal Vest. Ceea ce nu este de capetul trecut, este de vreo 4 campionate, nu? Deci, da. Istoria fotbalului Vest se cunoaște aici. Sunt două probleme aici. Odată, noi am intrat cu Fotbal Vestul, cu prietenii noștri, Dogi Popovici, Marcel Toce și așa mai departe. Deci, în această legătură cu Poli, deci noi ne place foarte mult fotbalul. Și asta este un aspect. Celălalt aspect este aspectul comercial, sau mai bine spus, aspectul de a promova anumite produse împreună cu... Deci sportul dă aceste posibilități și pentru asta este, m-am gândit, se poate face o legătură care poate să fie pentru ambele părți foarte avantajoase. Deci, practic, noi oferim ceva și așteptăm undeva ceva. Pentru că ați spus că așteptați. Pentru treaba asta, ce așteptăm noi, deci noi vrem să ne identificăm cu o echipă care este pozitivă, care are o dinamică, deci tot ce este important pentru a comercia, a promova anumite lucruri într-o economie, asta cerem și pentru asta oferim anumite lucruri și cam asta este ideea în mare. Aș vrea să vă întreb dacă din momentul în care v-ați apropiat de Poli, sunteți mulțumit de imaginea pe care această echipă de fotbal a adus-o produselor pe care dumneavoastră le comercializați? Bine, în primul an acum noi am învățat așa din mai multe probleme și zicem așa, deci primul an a trecut, fiecare a învățat și acum este loc să ne mai punem la punct în mai multe puncte de vedere. Deci eu doresc anul ăsta să avem o continuitate așa mai bună ca anul trecut și să mergem împreună înainte, deci în cupele europene aș dori eu. Deci aveți pentru asta, deci am discutat și cu concernul Tefal, s-ar pune atunci la dispoziție și fonduri
cu mult mai mari, deci ar fi alte perspective, alte posibilități. Da. Eu ne-am ajuns la tine, Ion Almășan, portarul echipei Politehnica, cel pe care vă spuneam l-am răpit din cantonament. Cu siguranță emoțiile își fac loc în sufletul tău. Astăzi nu, mâine. Mâine nu. Astăzi nu. Astăzi nu. Aș vrea să ne spui care este atmosfera în sânul echipei. Vom avea și un interviu, dar mai târziu, cu Imi Dembrovski, dar aș vrea să ne spui tu, ca și unul din veteranii, în ghilimele, echipei și un om care are o stabilitate din toate punctele de vedere, care este atmosfera în acest moment când campionatul bate cu insistență la ușă? Multe nu pot să vă spun, deci mâine se poate pronunța care a fost atmosfera. Deci atmosfera e foarte bună în sânul echipei, s-au pregătit băieții, ne-am pregătit cu toții, au fost și perioada de după terminarea campionatului trecut a fost destul de lungă, în care am avut timp și de odihnă și de pregătire bună la munte și plus turneul ăsta care a fost aici cu aniversarea 75 de ani de la înființarea primei echipe de fotbal în Timișoara. Ești un fotbalist cu experiență. Crezi că această perioadă în care Poli n-a adus jucători cu firmă, n-au plecat jucători cu veleități de jucători indispensabili echipei, exceptându-l pe Marcel, care este o situație pe care o acceptăm, a dorit să plece în București. Această menținere a lotului, a omogenității, crezi că va fi într-adevăr, așa cum am spus noi, un atu? Eu zic că va fi un mare atu. Eu sunt de părere că cea mai bună situație este când nu-ți pleacă jucătorii și deja este, există relațiile de joc, coeziunea în echipă. Eu am fost, deci noi am fost echipa plecată o săptămână în Austria și Neimi a format altă formație. Deci l-a scos pe Ivan din spate și l-a băgat pe Regencamp, ăsta care a vrut să vină la noi de la Târgoviște. Și s-a văzut totuși. Ăla era mai ofensiv, deci a apărut o schimbare în echipă. Pe când, așa, cu lotul care l-am avut anul trecut, în plecarea lui Baba, nu știu dacă se va cunoaște. S-a văzut și în pregătire. S-a dat golul cu nemiluit, așteptăm campionatul să vedem ce va fi în campionat, dar eu zic că echipa e sudată și cel mai mult face când există în joc dăruire, deci coeziunea asta, legătura asta sufletească. Vom pleca la drum cu primul tronson de imagine și loc pe colegul meu, Cătălin Trăilă, să pornim cu primul tronson de imagine, acel tronson în care am surprins câteva secvențe de la ultimul meci de pregătire, este vorba de partida cu CSM Reșița și, de, bineînțeles, două scurte declarații ale doctorului și masărului echipei Poli Timișoara. Acestea sunt secvențele care premerg cele două declarații, sunt momentele de încălzire și am să te rog să continui, Ione, în aceeași idee și poate ne spui câte ceva despre cei care formează, de fapt, blocul echipei. Asta a fost ultimul meci al nostru de pregătire, miercurea trecută, prin care am vrut să testăm și noi capacitatea și forța echipei, să vedem cu ce plecăm la drum, s-a cristalizat și formula de joc. A fost un meci nu prea reușit al nostru, cu toate că am... Poate și pentru că adversarul a fost un adversar bine așezat în teren. A fost, dar poate eu zic așa, eu sunt deci nu știu, eu sunt așa, meciurile parcă amicale nu sunt așa de tentante, sau nu știu, nu nici... Au o anumită importanță, da. Nu scorul contează. Exact, nu știu, totdeauna a fost așa. Bine, ce mai este nu știu ceilalți care... În pregătire, dacă ții minte, am bătut pe UTA cu 7-0, 9-0 și după aia campionatul ai clacat. Poate e mai bine să ne ținem gloanțele pentru campionat, nu? Păi, ăsta e în primul rând. Și acest lucru am observat și la echipele mari. După câteva partide care în pregătire pun pe gândul suporterii, urmează evoluții bune în campionat. Mă refer la echipe cu firmă. Păi, asta discutam la început. Trebuie să avem încredere. Cum jucăm în amicale, să jucăm și în oficiale sau chiar mai bine. Bine, ceva mai bine trebuie să jucăm. Pentru că aici intervine miza,
trebuie să te concentrezi mult mai mult la joc, intervine alte probleme, deci e viața ta în joc, deci depinde ce, cum evoluezi sau trebuie să te mobilizezi mai bine să și poți și să câștigi. Și în definitiv ești plătit funcție de scor, nu? Exact. Normal. Și se apropie momentul când vor începe cele două scurte interviuri cu doctorul Petru Manciu și masărul Puiu Preda. Iată-l pe Ion, altfel decât îl vedeți în studio. Da, păi am venit și acum altfel îmbrăcat, să mă cunoască lumea și pe mine așa, nu numai după stadion. În civil, nu? Da, că am fost în multe locuri și spuneam cine sunt. Ce bă, dar tu nu ești tu. De ce? Păi, nu se mai avea cravată? Am vrut să vin îmbrăcat în echipament sportiv, da? Am ales tricoul ăsta. Iată acum urmează interviurile. Mai amintiți. Petru Manciu, cel care răspunde de starea de sănătate a echipei Poli, cel care va avea datoria și în acest campionat să asigure o deplinătate fizică pentru toți jucătorii. În câteva cuvinte, cum a decurs pregătirea din punctul dumneavoastră de vedere? Pregătirea pe care am început-o la Herculane a fost de încărcare a bateriilor. În general, am avut niște condiții foarte bune și echipa a răspuns foarte bine la efortul care s-a depus acolo. A urmat perioada de pregătire în Austria și meciul care le-am avut aici pe teren. Cred că la ora actuală suntem în măsură ca să fim siguri de participarea bună în acest campionat, având în vedere de starea corespunzătoare, atât din punct de vedere al capacității de efort, cât și al stării de sănătate a jucătorilor. Sigur că pe perioada asta am avut și câteva probleme cu jucătorii. Rotarul n-a jucat o perioadă de timp datorită unei mici leziuni la călcâi, datorită încălțării unor pantofi mai mari decât era necesar, ne-am chinuit foarte mult ca să-l recuperăm, iar Lădoiu a avut o ușoară contractură. Să vedem astăzi dacă reușim ca să-l reintegrăm în echipă. Noi susținem efortul echipei cu o serie de susținători de efort și cred că campionatul care va începe vom păși cu dreptul. Nu putem să-l uităm, desigur, pe masărul Puiu Preda, cel care are datoria de a frământa, așa cum trebuie, mușchii jucătorilor de la Poli, cel care veghează ca, împreună cu doctorul Petru Manciu, să asigure o stare fizică din cât mai bună pentru jucătorii lui Poli. Cum se vede, din punctul dumneavoastră de vedere, apropierea campionatului? Abia așteptăm să înceapă campionatul, ne-am pregătit bine și la munte, și aici, și în Austria. Pregătirea a fost foarte bună, cantonamentul excelent, mâncare bună, cazare bună, recuperare foarte bună la Herculane, piscina extraordinară, sauna, două antrenamente zilnice, multă muncă după meci, recuperare, masaj. Pentru cei care știu mai puține și se întreabă de multe ori ce rol are masărul la echipă, haideți să-i lămurim acum pe telespectatorii care știu mai puține. Are un rol de să vină înainte de meci, o oră înainte de meci, face masaj de încălzire, după meci masaj de recuperare. Asta e rolul masărului.